Pentru Fecioară este o lună plină axată în zona potențialului. Aș zice, general vorbind, că fecioarele au nevoie să fie susținute și sunt foarte atente la lucrurile astea. Li se apreciază valorile, calitățile? Sunt susținute? Sau sunt ridiculizate? Sau nu contează? Nu contează ce calități ai, contează ce servicii îmi faci. Sunt foarte atente, multe fecioare, la prețuirea calităților lor. Și e foarte bine că se întâmplă lucrul ăsta, chiar discută despre lucrul ăsta, despre cum așteaptă să fie prețuite, foarte atente la orice ironie, jignire, aluzie, ridiculizare și poate că, cu Marte în balanță, au mai mult glas, își cer mai mult drepturile, se verticalizează, își prețuiesc ele în primul rând mai mult calitățile și chiar dacă celălalt nu o face, spun că așteaptă asta sau li se pare normal și că este valoros pentru ele să li se aprecieze calitățile. Și asta poate schimba cumva raportul de forțe în cuplu. Pe de altă parte, ar avea nevoie de mai mult suport, inclusiv financiar sau măcar laude, pentru niște proiecte pe care le derulează.